Salut! Eu sunt Miru și astăzi vom vorbi despre harfele de București. Asta este pentru cei care sunt din provincie, pentru cei care doar au venit la facultate în București, pentru cei care doar au venit să-și iau un job în București, pentru cei care s-au mutat în principiu din altă parte decât București, în marea capitală a României. Și anume, reproșurile pe care le primești de la prieteni chiar cunoscuți sau apropiați din orașul tău natal, statucul tău natal, comuna ta natală, de la măta de acasă. Că ți-ai luat harfe de București, nu mai treci pe acasă, ți-ai luat harfe de București, ai învățat și tu să te îmbraci, ți-ai luat harfe de București, lumea la voi pe acolo nu prea mai salută, ți-ai luat harfe de București, așa ai învățat tu să mergi pe acolo prin cluburi, ți-ai luat harfe de București. Ce, te-ai dus la facultate? Păi ce, mă frate, ți-ai luat harfe de București, nu puteai să stai să faci facultate și aici acasă, că și noi avem facultate aici. Și ți-ai făcut prieteni dubioși cu harfe de București. Ei bine, dragii mei, și mie mi se întâmplă chestia asta din când în când, dar în concluzie, ce am tras eu până acum după ce am dat răspunsul la toate persoanele astea care îmi zic că ți-ai luat harfe de București? S-au liniștit după ce am dat acest răspuns. Dragii mei, să știți că nu ne-am luat harfe de București, dar să știți că există mult mai multe facultăți decât în provincie, există mult mai mulți oameni deschiși, mult mai mult la minte în București și în cazul meu în Pitești nu aveți idee cât poate face diferența o fucking autostradă de 100 de kilometri, adică e o diferență de mentalitate de la cer la pământ. Și până la urmă, de ce mi-am luat harfe de București? Nu-mi dai tu mie să mănânc, nu-mi dai tu mie job. Până la urmă, dacă e tot ai mei mă ajută sau îmi iau singură job sau văd eu ce fac, dar mă întrețin singură și vreau să evoluez. Plec într-un oraș cu un potențial mai mare, să cresc, să înfloresc. Că sunt o floricică, am 25 de ani, nici măcar nu mă gândesc că mă filesc. Dar mi-am luat harfe de București. Glumesc. Dar chiar se întâmplă chestia asta. Legat de harfele de București, eu am avut discuția asta cu foarte multe cunoștințe de ale mele care mă mai prind pe acasă. Recunosc, merg din ce în ce mai rar în Pitești pentru faptul că oricum mențin contactul telefonic și din când în când și vizual cu ai mei. Dar nu prea mai trec pe acasă și atunci când trec atât de rar încât mi-am luat harfe de București pentru simplul fapt că nu prea mai trec pe acasă, dar nu prea mai am ce face pe acasă. Pentru că îi am numai pe ai mei, stau un weekend să mai stau cu ai mei, orică am vreun job de mțială pe acolo. Dar în rest, nu și-a luat nimeni harfe de București, lumea doar vrea să evolueze și să crească. Sper că nu v-am plictisit, am încercat să fiu cât de scurtă posibil. Mi-am dat ghivele, mi-am îndreptat greșeala și vă invit în continuare pe canalul meu pentru că mi-a venit o idee foarte șmecheră pentru un sketch. Se va numi cumva, era să vă zic, dar nu o să vă zic. Nu o să vă zic. Rămâneți în continuare pe canalul meu. Pentru cei care tocmai ați intrat, vă rog, dați-mi și mie un subscribe dacă vă place contentul. Dacă nu, vă mai aștept în vizită. Pentru cei care sunteți aici deja, vreau să vă rog frumos să dați și voi click pe clopoțelul ăla de acolo, de lângă canalul meu, ca să primiți și voi notificările ding-ding-ding-ding-ding-ding când postez ceva și să fiți pe fază extrem de agil și super cooperanți. Și săptămâna voi face și un giveaway cu o provocare pentru voi, deci oricum stați pe fază. Întrebarea mea pentru voi, pentru săptămâna viitoare. V-ați aflat vreodată în situația în care cineva să vă spună că v-ați luat harfe de București, deși nu e așa sau probabil dacă v-ați luat harfe de București a fost pentru total alte motive decât cred oamenii? Aștept răspunsurile voastre în comentarii. Nu-mi plac despre ce, așa că vă zic salut și ne vedem data viitoare.